De 18 ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost înjunghiat la școală. E incredibil! Înjunghiat la școală de un coleg în vârstă de 14 ani. S-a întâmplat la Alexandria, în urmă cu puțin timp. Mihaela Nedelcuță, corespondentul nostru, are mai multe informații despre acest incident. Mihaela. Bună ziua! Da, într-adevăr, incidentul a avut loc pe terenul de sport al liceului numărul 1, Rulmentul, din Alexandria, între doi elevi, unul de clasa 9 și unul de clasa 12, respectiv 14 și 18 ani. Se pare că incidentul, din informațiile pe care le avem până în acest moment, ar fi pornit de la cel de clasa 9, care ar fi intrat în conflict cu câțiva colegi mai mici, iar cel de 18 ani a încercat să-i apere. Cel de 14 ani și-a chemat în ajutor tatăl. Din informațiile pe care le avem, se pare că tatăl copilului este recidivist din comuna Băbăița. Acesta a venit cu o mașină, a parcat-o în curtea liceului și l-a agresat pe băiatul de 18 ani cu care fiul său a avut respectivul conflict. Tatăl băiatului a fost prins de o patru, a încercat să plece, a lăsat mașina, a abandonat mașina în curtea liceului, a încercat să plece și a fost prins de o patrulă a jandarmeriei și asupra lui s-a găsit un cuțit. Cuțit cu care se presupune că l-ar fi înjunghiat pe băiatul de 18 ani. Tatăl ar fi înjunghiat elevul și nu copilul de 14 ani. Se pare că tatăl ar fi încercat să lovească cu acel cuțit, totuși informațiile vin pe surse și sunt încă neclare. În momentul acesta se efectuează cercetări. Așa. Este și un echipaj de poliție, sunt și de la inspector, mai mulți inspectori de la inspectoratul județean școlar. Așa. Bun, și există o anchetă. Dacă, Mihaela, dacă ai reușit să vorbești cu reprezentanții școlii, nu știu, n-au bază, eu știu că fiecare școală În acest moment nu au bază, se pare că paznicii sunt în concediu. Și nu sunt fonduri pentru angajarea personalului suplimentar. Paznicii toți? Mă gândesc că e unul, că nu au mers toți în concediu deodată, nu? Deci în acest moment nu există pază. La școală? Școală, da, la intrare. Da, e ireal. E ireal probabil că pentru ceea ce s-a întâmplat astăzi în Alexandria vor trebui să răspundă inclusiv cei de la inspectoratul școlar. Dacă școala n-a avut fonduri, va trebui ca întrebarea să meargă, bineînțeles, către cei de la inspectorat. Dacă, bineînțeles, s-ar fi respectat legea, atunci acest incident poate că nu ar fi avut astăzi loc. Mulțumesc foarte mult, Mihaela, pentru informațiile pe care ni le-ai